Numărul de cazuri de COVID-19 este într-o creștere accelerată în acest val 4 al pandemiei de COVID-19. Copiii și adolescenții români se vor infecta cu SARS-CoV-2 în proporție mult mai mare decât a fost în această vară, iar unii chiar vor ajunge la spital. Se spune că formele de COVID-19 la copii sunt mai ușoare și nu lasă atât de multe urme în timp. Totuși, care sunt afectările? pe care le pot uh, lăsa infecțiile cu coronavirus? Uh, Într-adevăr, coronavirusul la copil s-a manifestat, coronavirusul COVID-19, SARS-CoV-2 la acesta s-a manifestat la copil uh, mult mai ușor decât la adulți. Majoritatea au fost chiar asimptomatici sau au făcut simptome foarte simple. Uh, până în momentul de față, uh, foarte uh, Puțin copii au necesitat internare în terapie intensivă, iar cei care au, au avut nevoie de astfel de suport ventilator sau uh, suport de terapie intensivă au fost pacienții care aveau anumite boli cronice din trecut, fie boli neurologice, fie boli metabolice, diabet, obezitate la copil și așa mai departe. Altfel, dacă copilul nu are nicio patologie cronică, poate să stea acasă, să trateze acasă liniștit. Până în acum, după experiența unui an de pandemie, s-au publicat uh, numeroase studii în care acești copii au fost urmăriți pe termenul Și nu au fost observate uh, semne de alarmă Nu ar trebui să ne facem griji Logică, urmărirea acestor copii va continua Nu știu ce o să fie peste 3 ani, peste 4 ani Încă, încă sunt probleme și uh, semne de întrebare în ceea ce privește uh, acest virus Persistă pe undeva prin organism? Da sau nu? Și dacă persistă, ce va determina el mai departe? Adică, cum ne va afecta el pe noi, și logic în funcție de vârstă, adică pe vârstnici într-o anumită măsură, pe adulți într-o anumită măsură sau pe copii într-o altă măsură. Deci, nu sunt date suficiente, dar după experiența de un an de zile, copiii parcă trec bine prin boală, și în această perioadă de un an de zile totul este în siguranță. Totuși, este nevoie de o monitorizare cu anumite investigații făcute cu regularitate, cum, de exemplu, se uh, pune problema în cazul adulților. Uh, după episodul acut al bolii, care durează o săptămână, două, trei, uh, într-adevăr, acești copii ar trebui reevaluați, dar n-ar trebui făcut ceva special, ci investigațiile de rutină adică cele pe care le facem noi anual cumva, alea ar fi suficiente pentru a urmări acești pacienți. Sunt descrise cazuri, de exemplu, în literatură, inclusiv la adolescenți, nu la cei foarte mici, la cei de 16 ani, la cei de 17 ani, care dezvoltă, de exemplu, hepatite post-COVID subacute. Și sunt cazuri publicate inclusiv din România, publicate în literatura de specialitate. Și acești copii, într-adevăr, ar trebui urmăriți la 3-4 săptămâni cu o biochimie clasică, cu analizele uzuale, cu o hemogramă uzuală, pentru a vedea să nu devină anemici, să nu facă citoliză hepatică și așa mai departe. Nu aș recomanda, și e și un sfat și o recomandare, să se facă radiografii sau CT-uri copiilor atâta timp cât ei nu au prezentat și nici nu prezintă semne respiratorii. Adică, dacă nu tușesc. Dacă nu au aceste dificultăți de a face efort, atunci nu au nevoie de imagistică toracică. Pentru că expunem copilul la niște radiații din punctul meu de vedere inutile, atât timp cât ei nu au afectare și s-a dovedit că afectarea lor pulmonară este redusă. Cât de frecventă este această hepatită subacută post-COVID? Este rar, este rar. Sunt descrise, nu știu, cred că 100 de cazuri în literatură și mă refer la uh, adolescenți, la cei tineri. Uh, nu mă refer la cei vârstnici, unde afectarea hepatică la vârstnici e mult mai frecventă. În ceea ce privește variantele care acum circulă, cât de contagioase și cât de periculoase sunt ele în cazul copiilor? aceste variante noi de SARS-CoV-2, într-adevăr, sunt mult mai contagioase. Ele se transmit mult mai ușor interuman, dar cu toate acestea s-au dovedit până la acest moment, cu datele existente până la acest moment, că nu sunt mai. nu dau o boală mai severă, inclusiv la copil. Copilul cel mult poate să fie un fel de transportor al acestui virus către adulți către bunici, către părinți. În schimb, el, pe el în sine nu-l afectează mai mult decât variantele anterioare de SARS-CoV-2. Deci, iarăși, ne liniștim așa, atunci când vine vorba de copii, însă trebuie precauții în continuare pentru că, respect, copilul poate să fie cel care transportă acest, acest virus, virusul în sine, aceste variante noi fiind mult mai contagioase. Vaccinarea împotriva COVID-19 este acum posibilă și în cazul copiilor, cel puțin vorbim de vârste peste 12, 12 ani în România. Recomandați acest tip de vaccinare și care ar fi argumentele pe care le prezentați părinților care încă se îndoiesc? Clar, recomand această vaccinare și o recomand nu doar de dragul de a o recomanda, mă bazez pe... Pe rezultatele studiilor de fază 3, care au fost publicate deja de către cei care au produs vaccinul, și toate au arătat o rată de succes de 100%. Adică, la adulți, e mult mai scăzută, în 90%, în schimb, la copil, rata de protecție este de 100% în a preveni infecția cu noul coronavirus. Este important să ne vașnem copiii pentru că au trecut un an în care ei au fost un pic izolați social, mult mai mult decât noi, adulții. Noi, adulții, am mers la servicii, ne-am făcut treburile, să spunem, însă pe copii nu i-am lăsat la școală, nu i-am lăsat să interacționeze cu ceilalți copii, și atunci cred că e momentul ca ei să reintre în societate. Pentru a nu lăsa urme asupra lor. Mă sunase acum câteva zile o colegă, tot pediatră, și mă întrebase unde poate să-și ducă copilul la vaccinare, în ce centru din București, copil care are 12 ani, și îmi spunea că își dorește foarte mult să-l vaccineze, tocmai pentru ca să poată să copilul să meargă din nou, să se întâlnească cu prietenii, să poată din nou să-și desfășoare activitățile ca înainte. Cred că aici ar trebui să, îi, să vorbim foarte mult cu părinții, să le spunem că pandemia îi va afecta foarte mult pe, pe, pe copii, mai ales din punct de vedere acesta emoțional și psihologic. Întrebam înainte, când la camera de gardă, dacă le place învățământul acesta online. Și majoritatea spuneau că nu le place atunci o săptămână, două, trei, da, s-au simțit bine că au stat acasă, au stat pe calculator, dar după s-au plictisit. Și spunea majoritatea dintre ei că nici n-au putut să acumuleze foarte multe cunoștințe în acest mediu online. Și atunci, vaccinând copiii, reușesc să-i reintegrăm în societate în siguranță. Testarea PCR este un alt subiect care îi preocupă pe părinți, mă refer aici la testarea COVID, în special pe cei care au copii mai mici, pentru că pare oarecum invazivă, să spunem așa. De la ce vârstă este, de fapt, recomandată această testare PCR? De la naștere. Orice copil poate fi testat PCR. Logic, recoltarea trebuie să se facă cu blândețe și folosind acele bețișoare de dimensiuni corespunzătoare Mai nou, aparatele acestea de PCR sunt atât de bune încât nu mai necesită recoltarea din ambele nări sau și din gătini este de ajuns recoltarea doar dintr-o singură nar, Iar bețișoarele de recoltare sunt unele atât de finuțe încât nu le, nu le simți Totul este ca recoltarea să se facă cu blândețe Să explicăm și părintelui, dar și uh, copilul, ceea ce urmează să se întâmple. Mulți părinți care, uh, nu știu, se uită în media uh, sau citesc pe internet fel și fel de lucruri, au că le ajunge bățuri până în creier sau așa mai departe. Este o falsitate, pentru că uh, scopul nostru este să pătrundem în cavitatea nazală cât mai profund și să ștergem pereții cavității nazale, astfel încât să luăm secreții în care s-ar putea găsi uh, virusul. Uh, trebuie să explicăm că nu se poate întâmpla absolut nimic și există posibilitatea, de exemplu, în unele cazuri, de a curge câteva picături de sânge, mai ales pacienții care au foarte multe secreții nazale, o mucoasă nazală friabilă, cu vase de suprafață, că au fost răci și așa mai departe. Logic că la aceștia, în timpul recoltării, poate să curgă una, două picături de sânge. Dar aceste lucruri să le explicăm dinainte. Pentru că dacă nu le explicăm și se trezesc în timpul procedurii e, cu acest tip de eveniment, atunci cu siguranță vor fi, nu o să mai repet asta copilul meu, l traumatizat. El o să plângă copilul, nu are ce să facă. Dar e, recoltarea se poate face la orice vârstă. Repet, folosim bățul corespunzător de dimensiunea corespunzătoare și făcând toată manevra cu blândețe și explicând părintelui și sau copilului după caz.